Hai, salut fraților și bine ați venit la un nou video. Eu sunt Geno. Vreau să împărtășesc cu voi astăzi primul meu red keycard, Raido, de fapt, care am găsit primul meu red keycard. L-am găsit pe Shoreline, după cum puteți vedea, suntem pe Shoreline. Am intrat într-un Raido nocturn în solo. Fac acest cover, ca să zic așa, pe video, deoarece nu înregistram, am jucat acest game off-stream. L-am recuperat cu înregistrările din Nvidia, așa că sunetele care, ca să zic așa, care au fost înregistrate de Nvidia nu au fost tocmai ortodoxe și am zis că e mai ok să fac acest comentariu, ca să zic așa, pe acest video, decât să vi-l las mut sau eventual să vă pun doar o muzică pe fundal. Ar fi fost destul de urât. Dacă am decis să comentăm puțin meciul ăsta împreună, mai ales că totuși am găsit red keycard-ul. Sunt foarte fericit de chestia asta, deoarece am circa 2100 de ore de joc pe Tarkov. Și nu am găsit niciodată red keycard-ul, chiar dacă sunt jucător de Shoreline, de avem 4 bonuri, dacă nu greșesc, de red keycard pe care le controlez absolut de fiecare dată când am posibilitatea. De aceea vă ziceam că am circa 2100 de ore jucate, dar am, cred că pot să zic 1300, probabil vreo 1300 de ore jucate doar pe Shoreline. Din păcate am fost tot timpul ghinionist și n-am reușit niciodată să găsesc red keycard-ul până acum. Este pentru prima dată când îl găsesc. Celelalte keycard-uri pentru The Labs le-am găsit pe toate până acum. Am găsit blue keycard-ul tot aici pe Shoreline de 2 ori. Vorbim de wipe-urile trecute. Nu vorbim de acest wipe, din păcate acest wipe am găsit doar o dată Violet Keycard-ul pe Woods. În rest nu am găsit niciun alt keycard până astăzi. Dar vă spuneam, am găsit blue keycard-ul în wipe-ul trecut de 2 ori, am găsit green keycard-ul atât în wipe-ul trecut cât și acum 2 wipe-uri pe Labs. Am găsit black keycard-ul pe Labs de 3 ori, cred că. Violetul l-am găsit wipe-ul acesta pe Woods, ca Scav Player, găsiți și acel video la mine pe canal. Și astăzi, în sfârșit, am găsit red keycard-ul. După cum puteți vedea, suntem în sanatorie, fac push pe camerele cu loot foarte bun. Începuse ca un money run, ca să zic așa. Fac chestiile astea off-stream, deoarece pentru cei care cunosc canalul meu și mă cunosc, știu deja cum funcționează. Pentru cei care sunteți noi și nu știți cum funcționează și ce facem noi în stream, practic eu încerc să ajut playerii care sunt noi pe joc, atât cu informații despre joc, cât și cu quest-uri dacă au nevoie. Joc împreună cu ei și încerc să îi ajut, dar și cu gear dacă rămân fără bănuți și au nevoie de o armă decentă sau bună, o armură, ce au nevoie, gloanțe și așa mai departe. De aceea cheltui destul de mulți bani, ca să zic așa, nu neapărat pentru mine, cât pentru cei cu care joc. Și mai fac money run-uri de genul ăsta, tocmai pentru a face niște bănuți, ca apoi când mergem în stream și jucăm împreună, să putem ajuta pe toată lumea. Dacă nu ești încă cu noi, te așteptăm să vii, chiar dacă ești nou, chiar dacă joci deja de ceva timp. Avem un server de Discord, aveți linkul în descriere. Este un server de Discord pe care momentan suntem peste 60 de persoane, mare majoritate jucători de Tarkov, dar nu numai, pentru că ne mai jucăm și alte chestii. Deci dacă vrei să vii, să joci împreună cu noi, să te ajutăm dacă ești nou sau dacă joci deja de ceva timp, doar să găsești persoane cu care să te joci, să nu joci solo sau așa mai departe, ești binevenit, oricine poate să vină, oricine poate să
intre pe serverul de Discord, oricine poate să joace atât cu mine cât și cu restul băieților, suntem o comunitate foarte faină acolo, ne ajutăm unii pe alții și suntem foarte disponibili, deci nu cred că ați avea probleme de integrare, ca să zic, să zic așa. Bun, am lootat aici cam tot ce era bun de lootat. Îmi place camera asta 316, o deschid foarte câte ori am oportunitatea, pentru că sunt niște atașamente foarte bune aici care valorează destul de mult, de obicei, de această dată nu a fost cazul, dar de obicei se găsesc. Am trecut aici 313, unde odată era spawn de Redex pe cutii, dar că sincer nu am mai găsit de ceva timp aici. Am găsit Redex în 226, am găsit Redex în 110 la parter, în schimb 313 nu am mai găsit de ceva timp, deci nu vreau să zic că spawnul nu mai există, dar eu n-am mai găsit. Mă mișc destul, după cum puteți vedea, chiar dacă uneori mă opresc ca să ascult puțin, mă mișc destul de mult și alerg prin sanatorii, deoarece nu se auzea niciun fel de zgomot și eram destul de încrezător că nu sunt alți playeri, cel puțin deocamdată. De aceea mă mișcam așa, aici m-am oprit, vroiam să traversez direct, chiar dacă de obicei când traversez dintr-o aripă în cealaltă, prefer să merg pe la centru, fără să fac tunelul ăsta al morții. De această dată, n-auzind niciun fel de sunet, am stat puțin acolo după cum ați văzut, am ascultat, nu am auzit zgomote și am zis că îmi cer norocul să fac cross direct în această parte. Am urcat imediat sus, fiind un money run. Am urcat direct sus la 301, spawn de Redex, nu l-am găsit, din păcate n-am găsit Redex în acest run. Aici la fel, am căutat pentru Redex, Redex-urile în aceste camere pot să spawneze atât pe butoaiele din prima cameră, acolo unde am intrat, cât și pe masa aceasta. Eram deja destul de fericit, ca să zic așa, cu ceea ce găsisem, adică am găsit Sugar, care era undeva la vreo 100 de K, am găsit Gold Star-ul, care era la 150 de K, plus restul nebunilor pe care le-am găsit, am zis mai lutez și în cealaltă parte și easy, milion jumate de ran, mă gândeam că o să iasă, deci eram destul de ok. Pentru cine nu știe, în această cameră, jos acolo unde m-am uitat pe ziarul acela, jos lângă pat, este la fel spawn de Red Keycard. Am intrat să controlez aici. Făceam puțin spațiu, aranjam puțin la treaba și, bineînțeles, următorul loc de controlat era la subsol, unde la fel este spawn pentru Red Keycard. După cum v-am spus la început de video, mereu controlez toate punctele de spawn pentru Red Keycard, le controlez ori de câte ori am ocazia și cred că am fost destul de ghinionist până acum, dacă considerăm faptul că 3600 de ore cât de bune le-am jucat pe shoreline, controlând mereu. Nu vreau să spun că nu am găsit nimic, pentru că, repet, am găsit două blue keycard-uri, una în 112 în camera pe care o găsesc acum, lângă televizor, aici unde m-am uitat, iar cealaltă în 104, wipe-ul trecut le-am găsit pe amândouă la distanță de o săptămână, deci au venit așa una după alta, aici 104. Dar totuși, gândindu-mă că am jucat 1300 de ore, aici spawnează blue keycard-ul pe masă aici, pe acele documente. Gândindu-mă că am jucat 1300 de ore pe shoreline circa și am controlat mereu absolut toate spawnurile de Red Keycard,
Deci nu am găsit până acum nici una. Pot să zic că am fost inghinionist. Adică aud foarte multe persoane care joacă destul de mult Shoreline și îmi vorbesc de câte două red keycard-uri pe wipe găsite. Eu am fost mai ghinion. Dar nu contează. Aici ne apropiem de momentul critic. Eram deja foarte fericit cu loot, aici am găsit încă un gold star, între timp am mai găsit și un water filter, deci vorbeam deja de bani frumoși chiar dacă nu am găsit ledex sau altceva. Și aici minunea minunilor. În sfârșit, red key card, îmi dădea deja cu virgulă. Intrasem deja în panică. Mai aveam aici pe etaj încă de lutat 216-220, mai era încă centru de lutat, foarte multe camere bune de lutat unde puteam să găsesc mult mai multe lucruri valoroase, dar aici mi-am luat puțin friză așa la cap și am zis nu, o rup la fugă, merg către extract, mai ales că vreau să vă spun că am deja red keycard-ul, joc cu băieții și de labs, jucăm, am toate keycard-urile, mai puțin blue keycard-ul. Red keycard-ul, chiar dacă v-am spus, nu l-am găsit niciodată, l-am primit cadou. Mi-a făcut cadou un băiat în unul din primele stream-uri pe care le-am făcut pe canalul meu de YouTube. Mi-a făcut cadou așa de casă nouă, ca să zic. Deci îl aveam deja, nu-mi find din raid și am zis trebuie să extrag cu keycard-ul ăsta pentru a-l putea vinde, fac bănuți și să îi ajut pe cei care au nevoie. Nu era cea mai mare tragedie dacă muream cu red keycard-ul pentru că totuși aveam vreo 25 de milioane, deci ceva bănuți erau. Și cu red keycard-ul eventual făceam un giveaway sau ceva de genul ăsta pentru cei care sunt acolo cu mine. Apropo, pentru cei care nu știți, în fiecare sâmbătă dimineața fac stream în fiecare seară, de luni până vineri, sâmbăta și duminica de dimineață, începând cu ora 10. Sâmbăta este o zi așa mai specială, ca să zic, unde tot timpul facem giveaway-uri și turnamenturi de tot felul, unde ne distrăm împreună și dăm diferite premii, cam fiecare turnament sau giveaway pe care l-am făcut am dat premii de cel puțin 10 milioane, așa că dacă vreți puteți să veniți să participați și acolo, poate să participe absolut oricine este înscris la canalul meu de YouTube și este cu noi pe serverul de Discord, pentru că acolo vorbim și acolo se fac extragerile pentru giveaway. Aici mi-am luat panică totală, mi-am luat un hit de la un scav, mi-am luat al doilea hit, aveam bleeding, eram deja tot roșu, fără o mână, am zis că mai bine fug pentru că nu reușeam efectiv să-mi dau seama unde era acel scav. Tremurau efectiv mâinile. Eram foarte, foarte panicat. Am pus aici că dau puțin heal. Aici, la cât eram de panicat, mi-am reîncărcat arma și neavând spațiu în rig, mi-a picat încărcătorul, deci vă dați seama cum eram. Țin mereu al doilea încărcător, dacă joc cu încărcătoare de 60 pe AK-uri sau cazul ăsta pe RPK, le țin în pouch, pentru că, după cum probabil e toată lumea, glanțele bune sunt foarte costoase Tarkov. Și chiar dacă joc, de exemplu, cu alte arme care au un fire rate mai mare, joc cu încărcător mare în armă, încărcător mare în rig, încărcător mare, al treilea încărcător în pouch, plus glanțe de rezervă, în cazul AK-urilor sau RPK, având un fire rate mult mai mic,
Îmi duc doar două încărcătoare de 60 plus lanțe de rezervă, iar unul dintre încărcătoare îl pun în pouch, pentru că, îți spun serios, dacă ai tras 60 de glonțe cu un RPK sau un AK, ori sunt toți morți, ori ești mort tu, ori în cel mai rău caz ești destul de rupt, ți-ai prins undeva cover și ai 2 secunde la dispoziție cât să schimbi încărcătorul să ți-l scoți din pouch. Deci din punctul meu de vedere, pe o armă ca AK-ul sau RPK-ul cu un fire rate mic, având totuși încărcătoare de 60, deci destul de multe gloanțe, nu are sens să țin încărcătorul în rig, al doilea încărcător. De aceea îl țin în pouch. Rock Passage, după cum ați văzut, era închis, eu vorbeam deja singur de nervi că nu era Rock Passage deschis ca să pot să extrag imediat. Am rupt-o la fugă către tunel. Nu fac de obicei strada aceasta, adică aici lângă zid să cobor foarte extrem, extern pe hartă, dar auzisem când am ieșit din sanatorii, auzisem că s-a tras undeva în zona centrală, pentru că de obicei eu cobor de la sanatory zona centrală, mai sunt câteva hidden stash-uri pe care de multe ori le mai lutez acolo și mă duc către cottage-uri, ies undeva deasupra de cottage-uri, după care mă îndrept spre tunel. Cam ăsta este traseul pe care eu îl fac de obicei când ies la sanatory și am de mers la tunel. Dar de această dată, auzind că s-a tras undeva parte centrală, deci undeva zona aia către cottage-uri, am zis că este mai ok să fac strada aceasta, să nu risc, pentru că ajungea să fie cineva cu un termal pe o armă, nu, poate că era ascuns undeva într-un buș sau ceva, eu nu reușeam să-l văd, el mă vedea, îmi dădea, nu-mi dădea seama nici de unde și mă omora și ar fi fost păcat, așa că am zis că fac strada asta, cel puțin știam că partea mea dreaptă era sigură din zidul, nu puteam să am pe nimeni, trebuia doar să mă concentrez în față și pe partea stângă. Așa că am rupt-o la fugă, băieți, cu mâinile care îmi tremurau. Nici nu știam ce e mai bine, să o rup la fugă, să ajung cât mai repede sau să merg cât mai încet ca să pot să ascult sunetele în jurul meu. Aici mă apropiam de acel sătuc. Mi-era frică că nu dau de player sau scap player, pentru că deja orarul era destul de bun și pentru un de scap player care vin destul de des în acest tătuc pentru a luta. Sunt foarte multe lucruri de lutat și PMC, de obicei când intri ca PMC faci push pe tenatorii, nu mai lutezi aici. Tătucul ăsta se lutează foarte mult la început de wipe pentru chestii de care ai nevoie în hideout și pentru chei, pentru că sunt foarte multe geci, deci eu cel puțin personal aici îmi farmez cheile la început de wipe. Dar deja în punctul ăsta al jocului nu mai PMC nu prea mai stau în cătucul ăsta, că nu mai au ce să mai luteze. Cheile nu prea mai au nicio valoare, sunt doar câteva chei care au valoare bună, în rest nu prea mai este nimic valoros, așa că de PMC nu prea mi-era frică aici, mi-era frică mai mult să nu găsesc vreun scap player. În schimb aici sus, deasupra la tunel, trebuia să mă asigur, pentru că atât aici deasupra la tunel, cât și pe cealaltă parte a străzii, ca să zic așa, am întâlnit de mai multe ori camperi, persoane care campau punctul de extracție. Și chiar nu vreau să mor de la un camper, pentru că cred că dezinstalam jocul dacă mi se întâmpla. Sus n-am văzut pe nimeni, îmi era teamă aici în stânga, vedeți, sunt mai mulți buși din ăștia și mi-era teamă să nu fie, după care am văzut scheve acolo și m-am mai liniștit, știind că teoretic dacă era vreun player ascuns undeva aici, teoretic scheve ar fi trebuit să tragă după el, să îi dea pace și mă gândeam că nu o să fie nimeni.
Am reușit în sfârșit să văd luminița din tunel, ca să zic așa, că am extras la tunel, dacă înțelegeți. Îmi cer scuze pentru gluma asta. Am reușit să extrag în sfârșit, eram super fericit că am extras cu Red Key Card-ul. Red Key Card care o să vedeți că, bineînțeles, să fim serioși, mă dau puțin mare, vedeți imediat că l-am găsit. Prețul lui, cel mai mic preț pe Flea, care era în momentul în care l-am vândut eu, era de 98 de milioane. La 98 de milioane taxele plătite erau de circa 34 de milioane sau ceva genul ăsta. Nu aveam banii ăia ca să pun la vânzare la acel preț. Unul la mână, doi la mână, mi-era frică că dacă să-l pun la un preț foarte mare, gen 98 de milioane, nu o să-l cumpere nimeni, o să plătesc taxele de 34 de milioane pe care după aceea o să le pierd pentru că Picardul nu se vinde. Așa că până la urmă, cu tot ce am vândut, vedeți în dreapta sus, am 23 de milioane, cu tot ce am vândut eu și așa mai departe, vedeți 98 de milioane, am putut să-l vând la 85 de milioane, am fost foarte fericit așa, pentru că s-a vândut gen după 2 minute, ceva de genul ăsta, s-a vândut și am luat bănuții și putem să continuăm să ne distrăm împreună în live-urile pe care le facem și să ajutăm pe toată lumea. Bun, vă mulțumesc mult fraților celor care ați urmărit acest video până la sfârșit, vă mulțumesc celor care lăsați un like, un comentariu, pentru mine sunt foarte importante, m-a ajutat enorm de mult, vreau să vă spun că sunt foarte fericit pentru cum se dezvoltă acest canal, pentru că canalul, chiar dacă era de mai mult timp, am început să lucrez pe el de circa o lună de zile, se dezvoltă foarte frumos, se dezvoltă foarte frumos pe serverul de Discord unde suntem tot mai mulți, ne jucăm și ne ajutăm împreună. Mulțumesc încă o dată, have fun, băieți!